La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc campionatul național Under 20 Indoor de atletism, eveniment sportiv consumat în București. Atleta Claudia Ionela Costiuc de la CSM Dorna Vatradorne a confirmat forma excelentă pe care o traversează, izbotind să devină dublă campioană a României la această categorie de vârstă, după ce a câștigat cursele de 800 și 1500 de metri. În vârstă de doar 17 ani, Claudia a produs o frumoasă surpriză la naționalele sub 20 de ani, reușind să câștige ambele curse. Lângă cele două medalii de aur, Claudia a reconfirmat și baremurile pentru europenele sub 18 ani din Israel și mondialele sub 20 de ani din Columbia. A anunțat antrenorul Cristian Prâsnea, care a dorit să mulțumească pentru sprijin Clubului Sportiv Municipal din localitate, sponsorului APA Bucovina și profesorilor de la Liceul Ion Luca din Vatradornei. O performanță asemănătoare a realizat și Andrei Ihnatiuc, sportiv cu dublă legitimare, CSS Rădăuți, CSM Dorna Vatra care s-a impus în probele de 1500 și 3000 metri ale băieților. După un an extenuant, cu multă muncă, sacrificii și determinare, am reușit să încheiem sezonul în forță, cerând două medalii de aur. Felicitări, Andrei, ți-ai demonstrat încă o dată valoarea, dovedind că ești un învingător, a precizat antrenorul Bogdan Roșcăneanu.